Bună ziua, bine v-am găsit la sediul PSD Călărași. Bună ziua, bine v-am găsit și eu. Avem plăcerea să discutăm cu doamna Teodorescu. Georgiana, candidat al PSD Călărași la comuna Nicolae Bălcescu. Așa este. Doamna Georgiana, de ce la PSD? Am mai spus-o și în alte interviuri, pentru că PSD este un partid puternic la nivel național, dar aici, la nivel județean, este cel mai important. Noi, ca și candidați, chiar dacă oamenii ne plac, chiar dacă oamenii ne susțin, dacă nu avem sprijinul unui partid puternic, nu vom reuși să facem nimic. Iar eu am intrat în cursa aceasta pentru că îmi doresc să fac ceva. Vă doriți să schimbați, vă doriți să schimbați lucrurile în lucruri bune împreună cu echipa Iuț. De ce acest lucru? De ce cu echipa Iuț? Pentru că, așa cum am precizat mai devreme, este partidul cel mai puternic. Și el are cele mai multe realizări pe perioada mandatului dânsului. Și trebuie să spunem că președintele Iuța a fost alături de primărie sărace, acolo unde dezvoltarea nu a existat. Exact. Doamna Teodorescu, ce probleme grave sunt în localitatea noastră? Cum este predată gestiunea, administrația? Cum va fi predată aceasta? Am înțeles, primarul a fost condamnat, a fost probleme penale la dumneavoastră, Nicolae Bălcescu. Ce spun oamenii? Oamenii sunt nemulțumiți de situația care a fost creată. Referitor la ce m-ați întrebat cum va fi predată, în momentul de față este viceprimar cu atribuții de primar, deci pe partea de predare nu va fi o problemă. Ca și localitate, ea, probabil că ați văzut-o, nu arată foarte bine. Nu știu dacă are să-mi predea foarte multe lucruri, pentru că nu a făcut foarte multe lucruri. Cum noi încercăm să construim noi ce a vrut el să înceapă sau ce își dorea să înceapă. Doamna Teodorescu, ce înseamnă normalitate în funcționarea unei comune? Normalitate înseamnă să avem pe toate planurile. Să avem școli, să avem infrastructură, să avem locuri de divertisment, de ce nu, pentru că suntem oameni, și să fim noi, oameni între noi, mai buni unii cu ceilalți. Comunicare și relații publici cu cetățenii? Da. Cum le-ați descrie, doamna Teodorescu? Din punctul meu de vedere, eu ca și eu... A existat la dumneavoastră în comună, vreodată o discuție între primar, între consilier și cetățean, unul nemulțumit? N-aș ști să zic exact ce s-a întâmplat în primărie până acum, dar eu asta îmi doresc. Eu îmi doresc ca oamenii să vină la mine ca la un prieten, să-i pot ajuta și acolo unde nu-i pot ajuta eu pe plan local, să-i îndrum ca ei să se ducă să-și rezolve problemele. Un mesaj pentru cetățeni? Le mulțumesc că mă susțin, le mulțumesc că sunt alături de mine, simt puterea lor și simt că mă încurajează și le promit că și eu voi fi alături de ei. Să rămâneți succes în alegeri! Mulțumesc mult!